Palatul Rosnovanu a găzduit astăzi o conferință de presă extraordinară dedicată evenimentului Romanian Creative Week. Primarul Iașului, Mihai Chirica, a fost prezent alături de Irina Schröter, președintele Federației Patronatelor Industriilor Creative și organizatorul evenimentului, alături de artiști, curatori și parteneri, în sala mare a primăriei municipiului Iași. Acest eveniment impresionant are un buget generos de peste 1 milion de euro, dintre care un sfert a fost oferit de Consiliul Local Iași. Romanian Creative Week se va desfășura pe parcursul a 10 zile, între 19 și 28 mai. Mi se pare foarte important faptul că Iașul se dovedește atât de generos în a invita nu doar artiștii și valorile locale, ci a aduce la noi școala de la Cluj sau școala de la București sau oameni care vin de peste tot din Europa. Va fi o ediție excepțională și pentru că începem să avem un festival de dans, care este la prima ediție, e pentru a treia oară când Festivalul de Cinema ne cheamă să vedem niște filme de colecție și documentare și filme de artă pe care nu le putem găsi în altă parte și sunt atât de multe lucruri legate de expozițiile în premieră de aici de la Iași, de artiști care n-au mai expus până acum, de integrarea lor într-un mesaj, Wonder se numește ediția de anul acesta a Romanian Creative Week, așa încât putem crede în minunea că nu va mai exista nimeni care să nu-și dorească să vină la Iași, măcar pentru o zi din cele 10 în care îi invităm cu tot dragul. Cele 11 industrii creative încorporate în acest eveniment cuprind domenii precum filmul, artele performative, artele vizuale, meșteșugurile, designul, muzica, arhitectura, publicitatea, moda, noile media și jocurile video. Bucuria echipei noastre a Romanian Creative Week este faptul că oficiul Uniunii Europene pentru proprietate intelectuală ne-au comunicat faptul că evenimentul nostru este cel mai mare din Europa din punctul de vedere al numărului de industrii creative pe care le reunește la un loc. 11 industrii creative practic aduc la un loc, sunt aduse la un loc de către Romanian Creative Week la ediția aceasta. Romanian Creative Week este cel mai mare festival de industrii creative din Europa. Lucru recunoscut de către organismele internaționale, nici măcar la cererea noastră, ci pur și simplu din analiza independentă pe care au făcut-o ei. Ne onorează acest lucru, faptul că ne-au contactat domniile lor pentru noi este foarte important și motivant în același timp să continuăm. Și sigur, un lucru de asemenea foarte important este faptul că Iașul devine gazda tuturor orașelor din România și tuturor celor care sunt preocupați de industriile creative și sperăm să-i vedem din ce în ce mai mulți și sigur să păstrăm acest trend și pentru anii care urmează. Pe durata celor 10 zile ale Romanian Creative Week vor fi organizate peste 100 de evenimente semnate de peste 1000 de creativi români și străini. Aflată la cea de-a treia ediție, Romanian Creative Week este organizată de Federația Patronatelor din Industriile Creative, singura federație patronală reprezentativă la nivel național, activă în sectorul creativ din România. Evenimentul este o oportunitate de a descoperi și a promova creativitatea românească și de a aduce în prim plan diversitatea și inovația din industria culturală și artistică.